Понятно. А что случилось сейчас? Коммуника. Что случилось? Ау, hai să ți-l pună mașină. Că noi mergem să ducem tirul în oraș. Nu e problemă. Șoferul unui tir bulgăresc încărcat cu ciocolată a plecat aseară de la Arad spre Timișoara. S-a oprit pe drum să bea o bere. Sau cel puțin așa și-a propus, pentru că până la urmă a pierdut șirul. Vodcu, vă pili сегодня? Нету. Как нет? Нет. Băutura nu l-a împiedicat să se urce din nou la volanul autotrenului. A parcurs circa 50 de kilometri pe drumul național 69, mergând pe mijlocul șoselei sau pe contrasens. Patru șoferi care au încercat să îl evite au ajuns cu vehiculele în șanț. Я не знаю. Ну что вы помните? Ничего. Atunci când a fost oprit de polițiști, bulgarul avea o alcoolemie de 1,33 la mie în aerul expirat. El a fost condus la secție și i s-a întocmit dosar penal.